Campioana olimpică la maraton, Constantina Diță, și-a anunțat intenția de a candida la președinția Federației Române de Atletism. Fosta mare atletă, care în prezent locuiește în Statele Unite ale Americii, a făcut anunțul pe pagina sa de socializare. Marea campioană la maraton, Constantina Diță, a anunțat pe pagina sa de Facebook intenția de a candida pentru postul de președinte al Federației Române de Atletism. Așa cum am simțit în 2008 că va fi un an cu aur olimpic, simt acum că este momentul să transform pasiunea și dedicarea mea în lucruri bune pentru atletismul român. Am decis să candidez la președinția Federației Române de Atletism pentru că îmi doresc să creștem și să descoperim noi campioni pentru România. Atleta este dispusă să renunțe la viața pe care o duce în Statele Unite ale Americii și să se întoarcă acasă, iar strategia pe care o va adopta pentru obținerea postului este asemănătoare unui maraton. La fel ca într-un maraton, cu strategia potrivită, poți obține rezultate pe care le dorești și sunt sigură că experiența mea de sportiv va fi un plus pentru a aduce din nou România în lupta pentru medalii la Jocurile Olimpice din 2020 și 2024. Am luptat întotdeauna pentru aur în orice cursă și mă voi implica cu aceeași motivație, energie și pasiune în toate proiectele care vor ajuta la dezvoltarea atletismului în România. Constantina Diță a obținut medalia de aur la proba de maraton la Jocurile Olimpice de vară din 2008 de la Beijing, reprezentând România.